Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a răstignirii tale pe cruce, ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre. Mă mărturisesc înaintea ta, cum că eu sunt cel care te-a răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă bunătății tale cele nespuse, să mă învrednicești de darul tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patim pentru credință, precum tu, cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, o Doamne, ca de astăzi să port crucea ta cu bucurie și cu mare căință și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristare de moartea ta, ca să o simt precum au simțit-o, iubita Maică, ucenicii tăi și femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă crucea ta. Luminează-mi simțirile ce le sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea ta, precum ai făcut de te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite când s-au mișcat la răstignirea ta. Și mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit și ți s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, darul tău precum atunci l-ai dat aceluia. Și iartă păcatele pentru sfintele tale patim și cu bună întoarcere și cu căință mă așează împreună cu el în rai ca un Dumnezeu și ziditor ce-mi ești. Mă închin crucii tale, Hristoase, pentru iubirea ta către noi, zicând către dâns, bucură-te, cinstită crucea lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind, Domnul a mântuit lumea. Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheie împărătească, care ai deschis ușile raiului. O Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi, câte rângi, câte scuipări și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia. Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa, numai spre folosul nostru, ne pedepsește în această viață. De aceea rogu-mă ție, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele și durerile, câte ar veni asupra mea, să-mi înmulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc că neputincios sunt, de nu mă vei întări, orb, de nu mă vei lumina, legat, de nu mă vei dezlega, fricos, de nu mă vei face îndrăzneț, pierdut, de nu mă vei cerca, sclav, de nu mă vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca ta putere și cu darul Sfintei Cruci, căreia mă închin și omăresc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.